Bună seara! Salutare, salutare, salutare! Salutare, salutare! Bună seara, bună seara! Parcă ziceați că începem altfel. Ma! Așa am zis. Da, bună seara, bună seara, stimați telespectatori din țări străine și din România! Mai aproape de microfon puțin. Vă așteptăm acum, sunteți deja live, suntem live pe YouTube și pe Facebook, Bambu, Pauca, Podcast! Prezintă-te! Mă numesc Ghiță Marius, în dreapta mea am pe Cosmin Băcanu și Alin Bărbuia, în stânga l-am pe Costinel Diță. Da. Bambu... Ai emoții? Bambu și mai un cum... Un pic, Bambu concert! De ce vii? Ce tremur? Ce ai? E prima dată când vin și eu într-un studio... Așa, domn doctor. Eu nu sunt învățat ca la mine la spital. La mine la spital intru cum vreau, ca medic. Dragilor, uite că suntem într-o nouă locație. De asta n-am mai, dacă v-ați întrebat de ce n-am mai intrat săptămânile trecute, la asta am lucrat până acum. Să știți că tapetul e greu de lipit, parchetul mai greu de pus și a trebuit... gata, uite, frumos, așa. Cadrul ăsta lung, da, lung păi și asta mare. Larg, Cosmin, bune, larg. Da. Larg? Am zis lung? Larg. Ai zis lung, da. Eu am fost doar pe cola, trebuie să mă înțelegeți. Da, acesta este noul studio de la Bambu Podcast, din care o să emitem în fiecare joi, până o să putem să emitem. Astă seară ne-am gândit să-l avem pentru prima dată invitat alături de noi pe Marius Ghiță. Pentru că i-am promis. I-am promis, da. Mulțumesc, mulțumesc colegii mei, mulțumesc mult de tot la toată lumea, de aici din studio, de la noi, și lui Marius Pisic. Pisică. Marius Pisică. Marius n-aude, da, are căștile și de... Dar nu știu de ce, voi volarăți după Marius acum și vorbiți foarte departe de microfon. Da? Știți, uite, asta, aproape, nu? Vorbesc, Aline. Mai aproape, Marius. Mai aproape. Ai, nu, Marius. Nu sunt învățat că remeniul era aproape, tomograf era aproape. La mine la spital. Dragilor, numai ce am terminat de aranjat cât de cât noul studio, de asta am intrat așa pe fugă, nu o să stăm mult, 10, 15, 20 de minute. Am vrut să vă salutăm, să vă arătăm și vouă noul studio și să vă întrebăm ce ați mai făcut în ultima vreme. Dacă am lipit de când bine tapetul, dacă am pus bine logo-urile, da, poate da, aveți da, alte idei. Dacă nu, vă aștept la mine la spital. Să veniți cu mare drag. E setat, da. E setat pe spital, tot. Da, aolo, rău de tot. Vrei să saluți pe cineva în mod special? Da, asta vreau să zic și eu. Nu vrei să saluți pe nimeni? Ba da, vreau să salut pe doctorul Oprea, doctorița Ciucă, doctorița Buzău, mulți medici prieteni de-ai mei care vreau să salut, și pe doctorița de aseară care s-a ocupat de o pacientă de-a mea. Îi vreau să-i mulțumesc mult de tot. Doctorița, nu Cojocaru, și Cojocaru și Ileana. Ia uitați-vă, am uitat numele la medicul de la urgențe. E nouă venită, dar abia am cunoscut-o. Sunteți și pe Facebook, să știi, Cosmin. Sunteți pe Facebook? Da, sunteți pe Facebook. Dar ne-am cunoscut. Vedeți și Facebook-ul, da? Da, da, da. Da, Marius, continuă. Nu mai contează, vreau să... Și mulțumim și lui domnul director medical, Popa Florin, de la Spitalul Județean de Urgențe. Da, uite, deja, băieți, să știți că avem o mică problemă. Invitatul nostru abia se vede de muștucul ăla, știi? De chestia păi, luați-mi muștucul din gură. Luați-mi muștucul, că ce lumea, că e fac altceva. Dă-te puțin mai în partea așa. 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 E bine așa? Păi, da, e mai bine, nu? Așa. No, Dragomir, mă, doctorița Dragomir, vreau să-i mulțumesc mult. Cred că de mai tot spre tine puțin, și cuzin. Din tot sufletul meu. Așa, ah, partea aia altă era mai bine. Ai vorbit aseară cu ea la telefon, ți-am dat tot să vorbesc la telefon. Costi. Și dă-l pe Marius mai lângă tine, te rog. Și vreau să-i mulțumesc. Lăsați-l lângă mine, mă. Vreau să-i mulțumesc mult de tot și lui Nicoleta Fulga, avocata mea, și fetii dânsei. Dar m-am un nume de mulțumit, dar nu pot să zic că nu trebuie să afle public. Nu pot. Am înțeles. Nu putem, serios. Bă, mai ai la cineva să faci urare? Mai am. Vreo urare, ceva? Da, mai am, dar nu acum. Mai vorbiți și voi. Am înțeles. Să până mă învăț cu microfonul, că la mine la spital m-am învățat repede. Aici e greu. Uite, Costi, să știi că prietenul nostru Mircea Ștefănescu este cu noi pe YouTube și zice în felul următor. Salutare, Mircea! Salutare, Mircea! Zice cel așa, mai tare. Zice așa, eu zic să recunoașteți că ați dus boxele la manet înapoi. Nu, 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 nu. Hai să zic alta. Sunt duse înapoi la Canal D, da? Au fost împrumutate de la băieții de la Canal D. A făcut reclamă pentru Canal D. Le-am închiriat de acolo, uite, Mircea. Silviu este alături de noi, Silviu Nicolaescu, și ne spune bună seara, salut, Silviu, băieți. Unde-i vezi tu? Unde-i vezi? Pe YouTube-ul, văd eu. Pe YouTube-ul, da?
Eu m-am mutat pe Facebook. Și cumnatul meu, Ilie Cârsta, este alături de noi și spune așa tapet. Salutare la toată lumea. Cică așa tapet, nicio cută. Bine l-ați lipit. Nicio cută, da. Îți mulțumim, Ilie, că și tu ai fost cu noi. Dar trebuie să-i întrebăm pe cei care se uită acum ce părere au despre noul setup, nu? Să ne spuneți părerea voastră în sigur, comentarii, sigur, acolo. Și nu uitați de like-ul ăla. Alin, trebuie să facem ceva cu butonul ăla de like, să-l afișăm pe undeva. Cred că îl punem acolo, pe perete undeva. Asta zic. Să știți că așa e, trebuie pus neapărat și ăla cu like-ul. Da, așa cum vedeam mai devreme, am intrat puțin, am dat o fugă pe aici, pe internet. Să vă salutăm, să vă spunem că de joia viitoare reîncepem emisiunile de podcast. Da. După cum vedeți, avem și scena pregătită pentru formație. Nu știu, putem să spunem sau știm pe cine avem invitat data Haideți viitoare? Haideți să lăsăm să fie surpriză de acum încolo. Exact, da. Da. Nu mai spuneți, da. Nu? Da. 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 Hai să fie surpriză de acum încolo. Gata. Uite, salutăm și pe pupa de la Criva, pe Marian Bolboașe. Salutare, salutare, părinte, te pupăm. Bună seara, părinte. Bună seara, să vii pe la bună seara, părinte. Poți să vii la noi în emisiune, părinte. Corect, despre biserică. Eu vorbesc despre spital, dumneata vorbesc despre biserică. Păi să pupăm una cu alta. Să facem o legătură. Eu îți aduc morți și îi duci. Eu încă mă uit... V-am promis că l-aducem pe Marius Ghiță în emisiune. Da. Vorbim cu doctorița Munteanu de la autopsie, de la morgă, nu e o problemă, facem contract cu ea. Am, nu te potolești. Marius, dar ai muncit, Marius, trebuie să ne spui cât de mult ai muncit tu la acest nou setup în studioul acesta. Aolo, s-a muncit mult de tot și câți bani s-a cheltuit. Banii care scria lumea că să ia bani pe podcast, pe podcast. De acolo sunt banii, de s-a investit din nou iar. Din like-uri, nu? Da, nu vrem să ne trezim cu procuratura sau cu presa la poartă, nu vrem. Deci unde ne aflăm noi acum? Ana Maria Gheorghiu, mulțumim frumos, mulțumim frumos. La Piatra. Nu, dar... Cum nu, se numește? Cum se numește? Numele, cum se numește? Bambu? Bambu Concert. Bravo, concert. Bravo. Păi, mă, Bambu Concert este firma mare, aia cea mai mare, dar nu, aici noi suntem la Bambu. Bambu Pot? Aia e altă firmă. Aia e altă firmă. Amă că poate să zic, lasă. Uite, podcast. Eugen Godeanu, foarte frumos, te salutăm, Marius. Bună seara, Eugen, abia aștept să ne întâlnim sâmbătă. Ionela Vladu, salutare bună la toată seara, lumea. Bună seara, hai, medicii mei, ce faceți? Că acum păi o să dau și eu distribuire, o să vă dau eu distribuire. Dar niciun prieten n-ai ca să intre pe tine să te salute, păi să te mulțumească. Păi nu că nu știe nimeni că intram astăzi. A fost o surpriză. A fost o surpriză. Marius n-a distribuit de pe Facebook, să știți, băieți. Da, da, n-a avut timp. N-am avut timp pentru că eu vreau să fac afiș întâi când am vrut să mi ziceți că să vin în emisiune. Vreau afiș să-mi fac în oraș, să mă știe lumea, să vin, să păi intre. Dar pe tine oricum te știe toată lumea. Oricum mă știe toată lumea, și procuratura, și spitalul, și poliția, toți. Cu mine s-au învățat. Băi, ca și propunerea, trebuie să-l lăsăm singur într-o emisiune. Nu, pe bune. Nu acum. Când facem, fiate, când ajungem la podcastul cu numărul 100, te lăsăm pe tine să-ți faci de cap. Mulțumesc. Aolo, atunci chiar îmi fac de cap. Am multe în cap. Dar nu păi să te convingi că e mult. Ai idee unde este încărcătorul de la laptopul ăsta? Eu, tot în cutie. Voi știți de ele. Mamă! Marius, care cutie? S-a descărcat? Care cutie? Chiar? Unde e? Păi nu știu. În cutie aia, acolo. S-a strâns ultima dată. În cutie aia cu bambu de acolo. Da, cred că. Ia-o, Marius, tu și de nășină. Nu, hai să o lăsăm acolo, că da. Deocamdată... Okay. Nu, mai ține, că oricum nu o să stăm foarte mult. A ieșit foarte frumos spectacolul la Brâncoven. Să trăiască primăria, să trăiască Bambu Concert. Mai aproape de microfon. Și cam atâta, că restul nu pot să mai mulțumim. Uite, părintele Bolboașe, ce abia aștept să facem o emisiune. Mulțumesc, părinte. Facem, părinte, una cu interes spiritual, așa este. Facem, te invităm într-o emisiune de-a noastră și facem una separat. Cosmin a început să facă curățenie pe masă, să știi. Madi, salutare, frate. Te pupăm. Bună seara, Madi. Zici ceva lui Madi. Salut, Madi. Abia aștept să ne întâlnim sâmbătă la Alexandria. Ușor, iar ușor așa. Până că aproape de microfon, aproape de microfon. Păi da, mă, dar vorbește aproape de microfon și încet. Bă, ce frumoasă e viața, să o știi, să o trăiești. Dacă nu, te duci pe lumea la zi tu, Marius, zile tu. Corect.
Hai, mai salută și tu prietenii, mai spune ceva. Nu mai salut, că vreau să salut pe cineva, dar mi-e așa și nu vreau să apar. Cum așa? Ce? Pe cineva drag și scump ca o mamă pentru mine, dar nu pot. Dar oricum, Dumnezeu știe. Da? Știe, dar nu. Poți să-i spui sărumâna mămică. Sărumâna mămică să-ți dea Dumnezeu sănătate și la nepoțeli și la copii, la toată familia. Ok. Uite, Madi spune că este super noul nostru studio. Mulțumim. Cus că se vede bine, da? Madi sunt banii. Ok, da? Madi sunt banii de la Puca de data trecută. Pe acolo de la Băltenii, Perieți. Bă, nu te la de Boltecă, de acolo e nevastă. Nu e o problemă, că e prietenul meu Marineață de acolo, primarul. Așa. Păi invită-l și pe el. A, nu, mai bine lipsă. Mai bine invităm alți primari. Dacă aveți idei și nu vi se pare cum am făcut noi studioul, să ne spuneți, da? Dacă vi se pare ceva că e prea, nu știu cum. Chiar ajutați-ne, vă rugăm frumos, da? Putem să modificăm până săptămâna viitoare. Și rugăm toate firmele din Slatina care vor să facă publicitate, veniți aici la Podcast. Aici vă așteptăm, aveți și un număr de telefon, vi-l spune Cosmin Băcanu, pentru ce? Reclame, filmări, tot ce aveți nevoie. Cosmin, haide că spune Cosmin data viitoare. Cred că cum spune Mar, nu spune nimeni. Am și un pic de emoții. Asta e la început, într-o emisiune, singura emisiune care am... Nu, că uite, am găsit numărul. E 0745883322. Nu, ăla e numărul meu de telefon, mulțumesc. S-a dus floarea. Madi ne întreabă unde e floarea. S-a dus floarea. S-a ofilit? S-a dus. Am intrat pe altceva, pe tapet, am pus LED-ul. Am zis că tot avem multe LED-uri, să mai punem pe spate și noi LED-uri. Ăsta e ăla nou? Ăla e ăla nou. Da. Data viitoare montăm scena mare. Da, de spectacole. Am zis că pe aia o montăm la episodul cu numărul 50, Marius, când o să facem un live, nu? Părinte, cum da. Să nu fie frumos când... Na, noi suntem simpli și suntem așa, cum ne știi. Cum ne-a lăsat Dumnezeu. Exact. Cum ne-am născut. Bă, uite, mulțumim frumos că ne-ai distribuit. Să uite și Marius proțap și l-am văzut mai devreme că învârtea la 1. Da? Poți da? Să treci pe la noi cu o farcă. Marius, că poți să vii cu purcelul aici, în direct aici, te așteptăm aici. Să aveți poftă, Maruse. Și salutare și pentru Sonia. Ideea e că n-aveam nimic concret de spus, doar am vrut să facem câteva teste, să vedeți și voi... Mai e până dimineață, mai e. Gata, mă, s-a învățat. Gata, m-am învățat. Nu mai vorbim, noi vorbește numai el. Voiam să facem câteva teste și de sunet și de imagine și să vă și arătăm noul setup. Nu o să mai stăm mult, Marius, dacă mai ai ceva, mai zici ceva acolo. Două secunde, stai un pic. Se aude bine, că nu v-am întrebat, se aude bine, se aude ok? E de la compresoare? Ai pus compresoarele, nu? Da, le-am pus. Nu mai da, avem, nu mai avem sunet. Nu mai avem sunet de fundal. Nu mai avem sunet de fundal. Marius, uite, ai făcut o greșeală, nu ai pus. Nu ne-ai dat, vezi? A vrut cineva să ne facă cineva rău de aia. Da. Păi acel cineva ai fost tu, că nu ne-ai dat încărcătorul. Serios? Foarte urât din partea ta. Mai bine și fără muzică. E mai liniște, nu? E mai liniște. Uite, Madi, e ce că se aude ok. Mulțumim, Cosmin. Mulțumim, Madi. Și Silviu spune că se aude... Laurențiu Mihai, salut, Costi, ne vedem de la Șupurlița. Ne vedem bine, da? Și ne și auzim. Vreau să-i salut și eu pe cineva. Și mulțumesc mult de tot. Eu am emoții de cât începem. Și mulțumesc mult de tot, pentru că m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare, Ionela Costinel Diță. Bă, cine? Da. Ce, mă? Cine e Ionela Costinel? Soția ta. Ah, Ionela Costinel Diță, da. Pe Facebook. Șefa. Cosmin Stoica, mulțumim, frate. Dacă arată bine, chiar mulțumim. Mulțumim mult de tot. Și mai cu like-uri, cu ăștia, cu adoruri, cu mai multe, haide să vă așteptăm. Hai să fim aici mai mulți. De unde? După internet găsesc ei ador și inimioare. Ador? Păi da, ador la poze, la... Da, aproape de microfon, Marius. Ador, e foarte ador. Important. E foarte, foarte important să vorbești aproape Mulțumesc, de microfon. Mulțumesc, domnul Alin Bărbuia. Joker. Cu drag. Firma cu drag. Joker. Ce mai nașpa? Ce bățe atât? Așa sunt eu învățat. Îmi place mult scaunul ăsta. Am înțeles. Bă, eu zic că e ok, nu? Da, și eu zic la fel, Costi. Este ok? Da, cum să nu. Deci, dragilor, începând de joia viitoare, ne revedem în formulă completă aici la Bamboo Podcast cu invitații surpriză, muzică live, voie bună, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Până atunci, Costi, Marius, Cosmin,
Alin și Marius din spate vă salută, vă doresc sfârșit de săptămână minunat și să fiți sănătoși până data viitoare. Un weekend frumos și tot ce vă doriți. Și în caz de aveți nevoie de ceva, sunteți cu probleme, bolnavi, veniți la mine, sunați-mă 0745 883322. Dr. Ghiță Marius. Sau mă căutați pe Facebook, Marius Ghiță. O seară frumoasă la toată lumea, vă mulțumim frumos. La revedere, vă pupăm.